drag queen sau drama queen? Cum ești în seara asta? Sunt și drag queen și drama queen. Depinde cu cine vorbesc și în ce stare mă prins. Hi, girl! Mi place cum ți-ai gândit ținuta. Sincer, chiar abia așteptam să vii ca să văd cu cine surprins. Te-am urmărit acolo puțin pe Instagram, dar n-ai dat prea multe. Doar că anunțai că te duci la make-up, la păr. De cât timp lucrezi la lucrul ăsta? Sau ți-a venit azi, azi l-ai făcut, azi ai căutat peruca? N-am avut chef sau timp să pregătesc o ținută extravagantă pentru această seară și am zis ok, să fac make-up-ul și părul ceva extra și ținuta să fie cât de cât simplă. Și cumva mă uitam la niște episoade cu RuPaul și zic, oh my god, asta e, trebuie să mă fac RuPaul. Și jos m-am îmbrăcat ca și RuPaul în viața normală, adică el se îmbracă masculin și fața mea am făcut-o de hi girl. Te aștepți la reacții din partea comunității după apariția din seara asta? Sau deja tu ai o relație cu ei? Pentru că tu ești foarte deschisă în toate story-urile tale, vorbești cu absolut toate comunitățile și văd că ceri sfaturi și dai sfaturi la rândul tău atunci când ți se cer. Anu, eu am o relație foarte deschisă cu... mă rog, deschisă, bună cu oamenii din alte comunități și cred că o să le placă, hai, pentru că asta este arta, adică ador make-up-ul ăsta și partea asta artistică a drag queen-ului și na. Hai. Și apropo de artă, mai zic ceva, am zis că nu te ții mult, te las să te distrezi, am văzut că deja încep contractele să vină, ai îmbrăcat doamne, domnișoare, te-ai ocupat de styling, vezi, poate nu termin cartea aia de ai promis-o publicului. Da, am început să fac styling-uri oficial la oameni importanți, din firme importante. Nu, pe bune, chiar e o realizare pentru mine și mă simt așa, cum zic americanii, humbled, mă simt mică în fața șanselor care vin spre mine, dar talentul atrage lumea. Dar nu, termin și cartea. Jur că m-am gândit la asta, zic, mamă, dacă mă apuc să fac numai cu haine, stau în cap, cartea mea ce face? Dar nu mă las, trebuie să o scriu pentru că am promis-o și bine. Sper că nu mai faci pro bono, că ai început și tu să emiți facturi pentru styling-uri, că așa, știi, gratis, gratis, dar mai ai de terminat, de publicat, de făcut una. Da, nu, aici pe bani am făcut, pe bani se face totul în ziua de azi, da, deci nu, talentul se plătește.